Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bucuros să vă revăd pe toți ceilalți în această seară și pe voi și pe mine, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să fac două mențiuni înainte de a citi textul Scripturii. Cineva întreba pe net, la prima vedere, destul de plauzibil, zic eu, mesaj pentru fete, n-ar fi potrivit ca mesajul ăsta să-l aibă o femeie? Mi-am adus aminte de ce spunea Jose Mourinho. Cine îl știe pe Jose Mourinho? În afară de băieți mai... cel mai bun antrenor de fotbal, din punctul meu de vedere. Discutăm pe urmă și împărtășim opinii. La un moment dat a fost criticat de presă și luat așa în colimator pentru că el n-a fost fotbalist. N-a fost mare fotbalist niciodată. Prin diviziile inferioare a jucat foarte puțin și oamenii întrebau cum de el, nefiind fotbalist, antrenează și omul zice foarte inteligent, zic eu, mă, cum văd eu treaba, nu trebuie să fii cal ca să fii jocheu. O zis el, așa că cred că nu trebuie să fii neapărat femeie ca să vorbești despre femei, zic și eu, plus că mesajul pe care îl transmit nu este un mesaj exclusiv pentru femei, exclusiv pentru fete, ci am să încerc să le combin lucrurile. Și apoi a doua mențiune, am intenționat, nu am împărtășit cu nimeni, am intenționat ca mesajul meu să îl transmit împreună cu Camelia, soția mea, dar Ayan de câteva zile este bolnav, așa că Camelia a rămas acasă cu el și nu poate fi împreună cu voi, dar vă asigur că tot ce am scris i-am dat să citească, a citit cu atenție, a mai colectat pe aici, pe acolo și a adăugat lucruri pe care le voi împărtăși cu voi în această seară. Dumnezeu să o binecuvinteze pe Camelia. Eu sunt un om fericit, Dani. Vreau să citesc un text foarte frumos, un text extrem de frumos. Vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura în Proverbe, în capitolul 31, începând cu versetul 10. Cred că ne ducem până spre finalul capitolului cu citirea, pentru că mi se pare un poem foarte fain. În ebraică este un acrostih, adică fiecare verset începe cu o literă alfabetului evreiesc. Este un poem extraordinar, un poem foarte frumos. Am să-l citesc din noua traducere, pentru că mi se pare mult mai relevant pentru tinerii, pentru noi. Proverbe 31, începând cu versetul 10. Femeia cinstită, cine o poate găsi? Ea este mult mai scumpă decât rubinele, inima soțului ei se încrede în ea și nu-i va lipsi nimic de valoare. Ea îl răsplătește cu bine, nu cu rău, în toate zilele vieții ei. Ea caută lână și in și lucrează cu plăcere, cu însăși mâinile ei. Ea este ca o corabie. De departe își aduce hrana. Ea se scoală când este încă întuneric, dă hrană familiei sale și ceea ce este rânduit slujnicelor sale. Ea se gândește la un teren și îl cumpără. Din venitul câștigat plantează o vie. Ea se încinge cu putere și își întărește brațele. Ea simte că negoțul îi merge bine și lampa ei nu se stinge în noaptea. Saltă furca cu mâna și prinde fusul cu degetele ei. Ea își deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Când ninge, ea nu se teme pentru familia ei, pentru că toată familia este îmbrăcată în stacojiu. Ea își face cuverturi, are haine de insubțire și purpură. Soțul ei este respectat la porțile cetății când stă printre bătrânii țării. Ea face mantii, apoi le vinde și dă cingători negustorilor. Se îmbracă în putere și în demnitate și râde, mie asta, partea asta mi-o place cel mai mult, și râde de ziua de mâine. Super tare! Vorbește cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limba ei. Ea veghează asupra căilor familiei sale și nu mănâncă pâine ale nevierii. Nici asta nu e rău. Fiii ei se ridică în picioare și o fericesc. Cum de altfel și soțul ei o laudă. Multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate. Farmecul este înșelător și frumusețea este trecătoare. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
apreciați-o pentru rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru toate doamnele și domnișoarele din Biserica Speranța. Amin. Lumea este mult mai frumoasă cu voi, sunt convins. Seara de tineret este mult mai frumoasă cu voi. Îmi pare foarte rău uneori când merg la un grup de studiu și nu este nicio domnișoară sau nicio doamnă împreună cu bărbații când studiază, studiem Scriptura. Aveți un farmec aparte și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să menționez ceva foarte important. Titlul nu mi-aparține. Titlul nu este invenția mea. Am să vă zic și vinovatul pentru titlu. Ovidiu Țiprigan este vinovatul pentru titlul pe care îl avem în această seară. Bine, l-am discutat împreună, am explicat ce vreau să împărtășesc și mi s-a părut foarte relevant și foarte inspirat modul în care Dumnezeu l-a călăuzit spre titlul acesta. Inabordabilă, dar parcă m-aș mărita. Mult, mult, mult mai grăitor decât alte lucruri pe care eu le-am avut în minte. Dați-mi voie să adresez o întrebare. Aș vrea câteva răspunsuri la această întrebare. În primul rând, din partea unor domnișoare și apoi tot la aceeași întrebare și câteva răspunsuri din partea dumneavoastră, dragi băieți, dragi prieteni. Ce credeți că îi place unui băiat la o fată? Ce crezi tu, domnișoară, că îl atrage pe un bărbat? Ce crezi tu, care crezi tu că e primul lucru care îi place unui băiat la o fată? Aș vrea să fac o mențiune de bun gust. Nu intrăm în detalii, da? N-aș vrea să intrați în detalii foarte, foarte profund, da? Dacă spuneți fizic, cred că e destul. Nu trebuie să specificați anumite lucruri, da? Ca să păstrăm această notă a decenței. Haideți să vedem, domnișoarelor, ce credeți voi? Ce te-ai gândit tu? Care crezi tu că ar fi un lucru care l-atrage pe un băiat la o fată, la tine? Cine vrea să răspundă întrebării? Să fie frumoasă, da? Fizic, da? Fizic. Să fie credincioasă. Cum? Săracă? Să tacă, a? Săracă la vorbă, da? Bun, să tacă. Nu, asta a zis un băiat, 100%. Consemnăm în rândul băieților, da? Domnișoarelor, ce credeți, care crezi tu că e punctul forte care îl atrage pe un băiat la tine? Interesantă? Ce înseamnă interesantă? Inteligentă. Ok? Băieților. Ce vă atrage cel mai mult la o fată? Deja am auzit, da? Stacă. Hai să vedem. Trece prin stomac. Să fie bună gospodină. Interesant. Pricepută? La ce? E foarte larg. Nu-i rău, da? E foarte larg. E generos. Caracterul. Feminitatea, să fie feminină. Frumos. Simplă, simplitatea. Domnișoarelor, scrieți. Scrieți. Înțelegătoare. Sensibilă. Bă, niciunul cu frumusețea? Niciunul cu fizicul? Uite cum se gândește, uite cum încep să apară lucruri. Uite că bărbații nu sunt cei mai insensibili de pe fața pământului. Hai să vedem împreună câteva elemente, pornind și de la poemul ăsta extraordinar, chiar și pasajele celelalte pe care Dani le citea în seara aceasta, haideți să descoperim împreună câteva caracteristici, câteva lucruri pe care cred că ar trebui să le cauți la o fată, câteva lucruri pe care, domnișoară, cred că ar trebui să le ai sau să le cultivi intenția de a-ți întemeia o familie. Am împărțit fetele în trei categorii. Nu știu dacă am greșit sau dacă am făcut bine,
Dar le-am împărțit în trei categorii. În trei categorii, păi ele pot fi mult mai multe sau s-ar prea putea să fiu subiectiv în împărțiala mea, dar m-am gândit la genul feminin și l-am împărțit în trei categorii. Vă și spun cum le-am împărțit eu. Am numit așa, prima categorie, fetele sau fata inabordabilă. Motoul ei e ăsta, găsește-mă dacă poți. Ăsta e motoul. Apoi am numit personal a doua categorie, fata vânător. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Este motoul ei. Da, fata vânător. Și între aceste două extreme am pus fata echilibrată. Fata echilibrată. Așa cum mi-ar plăcea să cred că toți băieții au aplicare spre asta sau că toate domnișoarele prezente întrunesc aceste calități. Am pornit, cum spuneam, din analiza proverbelor și din alte pasaje care abordează din punct de vedere scriptural genul feminin și am încercat să descoper câteva caracteristici pe care le-am pus în dreptul acestor trei categorii pentru a încerca să aduc câteva adevăruri, câteva lucruri în această seară. Pornim așadar cu prima categorie, inabordabilă. Da? Care sunt caracteristicile acestei categorii? Unu, pare înfumurată, cum o deosebește? Pare înfumurată. Doi, îi îndepărtează pe băieții buni și timizi. Uneori are tendința să creadă despre ea că este super spirituală, sfințenia întruchipată, o pildă de înțelepciune. Când o abordezi sau când te apropii de ea, privirea ei, fără să-ți spună nimic, privirea ei îți spune așa: sunt mai bună decât tine. Sper că n-ați dat de nici o astfel de persoană, dar dacă ești sau ai tendințe de a te încadra în această categorie, ascultă-mă bine, pregătește-te să-ți cumperi o pisică și să îmbătrânești singură. Clar. Dacă ai, repet, astfel de tendințe, pregătește-te de singurătate. E foarte important să nu uiți ce îți spuneam data trecută când vorbeam despre băieți, care e locul sau unde este locul în care bărbatul se simte cel mai nesigur. Vă aduceți aminte ce spuneam? În prezența unei fete, băiatul se simte cel mai nesigur sau foarte nesigur. Cei mai mulți dintre noi, unii spuneam joia trecută, recunosc, admit asta, unii nu vor să recunoască. Așa că e extrem de important să-ți pui întrebarea, domnișoară, în seara aceasta, cum ai putea sau cum ar putea un băiat să te cunoască? Cum ar putea un băiat să interacționeze cu tine sau să creadă că tu ești fata pregătită de Dumnezeu pentru el sau că ești fata cu care vrea să întemeieze o familie, să creeze o relație care duce la căsătorie, dacă tu ești prea baricadată, prea protejată, prea ascunsă? Nu uita un adevăr. Călugărițele nu se căsătoresc decât dacă părăsesc mănăstirea. Câtă vreme rămân acolo, șansele-s nule. E foarte important să înțelegi în seara aceasta. Dacă, repet, ai tendințe înspre latura aceasta. Camelia îmi spunea: spune-le, te rog, fetelor, următoarea chestiune. Dragile mele, spunea, să aveți mereu încredere în voi, mi-a zis Camelia să vă transmit, dar să vă feriți de mândrie.
Să aveți încrederea că puteți face fericit bărbatul pe care îl va îngădui Dumnezeu lângă voi și veți putea transforma o casă într-un cămin. Încredere, dar nu această atitudine care se poate foarte ușor transforma în aroganță. Foarte ușor. Inabordabilă. Da? Și apoi tu simți tensiunea singurătății, frustrarea singurătății, tu simți, ești copleșită de sentimentul acesta, parcă te-ai mărita, după cum spune titlul mesajului nostru în seara aceasta, dar nu reușești să ieși din această fortăreață în care te-ai închis singură. Care te-ai închis singură. De ce au unele domnișoare această atitudine? De ce? Unele cred, și am stat de vorbă cu unele persoane, chiar zilele trecute ascultam o mărturie a unei fete, am crezut în momentul în care a venit prima dată, spunea un băiat să mă abordeze, dintr-o dată mi s-a părut că e un păcat că stau de vorbă cu un băiat. Ca și cum eram vinovată. Unele cred că asta este voia lui Dumnezeu pentru ele. Da? Și ziceam, m-am simțit atât de apăsată, nici nu am îndrăsit să spun părinților mei că am stat de vorbă cu un băiat. Omul avea intenții foarte serioase, a vrut doar să interacționeze cu mine, să schimbe câteva cuvinte. Și dintr-o dată, din această preocupare sau teama mea, m-am transformat într-o mică scorpie, care, deși îl îndrăgeam, nu reușeam să-i comunic chestiunea asta. Unele fete cred că asta este voia lui Dumnezeu. Altele sunt foarte protejate de părinți. Nu mă ascult acum părinții, sau poate unii spionează pe internet ce spune, dacă spionează și mă ascultă, e foarte bine. E extrem de important și foarte sănătos și necesar să avem și să ai grijă de copiii tăi, dar există momentul în care, mamă, lasă-ți băiatul să se ducă, taie cordonul ăla umbilical. Aveam un prieten la 30 și ceva de ani, era frică de maică-sa la 30 și ceva de ani. Bă, Silviu, eu nu mai pot sta 9 și ceva, eu la 10 trebuie să fiu acasă. 30 și ceva de ani. A luat o amendă pentru că a condus la un moment dat în mașina, ne-a rugat pe noi, pe prieteni, te rog să nu-i zici la maica mea. 30 și ceva de ani. E momentul să protejăm, dar trebuie să fie momentul în care să și lăsăm copilul să se dezvolte, fanta să se dezvolte, să treacă înspre maturitate. Prea timide, unele sunt foarte timide și am întâlnit și întâlnim și astfel de situații, dar sunt și unele, și cu astea vreau să discut mai mult, care cred, sper să nu fiți niciuna, dar am citit pe Facebook la unele, asta ce zic acum, unele cred că Dumnezeu le va duce de mână bărbatul perfect, îmbrăcat gata în costum de mire, în fața porții. Unele cred că Dumnezeu n-are ce face decât să dea un mesaj cu coordonatele GPS bărbatului de locuința unde stai tu. Înțeleptul Solomon începea în seara aceasta spunând așa: cine o poate găsi? Înseamnă că tu, băiete, nu stai să aștepți, și înseamnă că tu, domnișoară, trebuie să te lași găsită, dar numai dacă vrei să te măriți. Dar numai dacă vrei să te măriți. Ziceam când am început prima dată seria că nu-i o problemă dacă ești nemăritată sau nensurat. Nu-i o boală, nu trebuie să pui presiune pe tine. Ok, nu vrei să te măriți, nu vrei să te însori, n-ai nicio problemă. Ești perfect normală, ești perfect sănătos. N-ai nicio problemă. Dar dacă vrei să te măriți, trebuie să te lași găsită. Trebuie să te lași găsită. Dacă vrei să te însori, băiete, trebuie să cauți. Citea Dani în două alte texte din același capitol, din aceeași carte a Proverbelor, am citit eu în seara aceasta: găsește, trebuie să cauți, da? Trebuie să cauți. Iată preocuparea noastră. Nu trebuie să stai să aștepți. Nu trebuie să stau și să aștept. Că așteptând nu se întâmplă absolut nimic. Absolut nimic bun. Trebuie să generezi ceva.
În seara aceasta dați-mi voie așadar ca în prima parte să fac această mențiune extrem de importantă. Ai grijă modul în care te percep băieții, modul în care te lași percepută, modul în care oamenii te pot percepe. Nu știu care sunt înfrământările, preocupările tale, dar Dumnezeu e categoric că ne-a creat parte bărbătească și parte femeiască pentru a găsi elementele comune, pentru a sta împreună, pentru a lucra împreună, pentru a avea activități împreună și în cele din urmă, surpriză, și pentru a se poate a căsători un băiat și cu o fată. Da? Nu este nimic anormal să discuți cu un băiat, nu este nimic anormal să zâmbești unui băiat, nu este nimic anormal să fii prietenoasă, să fii jovială, să fii deschisă, să interacționezi, să colaborezi, să fii în cercuri, în grupuri de misiune, de slujire și așa mai departe. Da? Călugărițele, nu uita, ca să se poată mărita, trebuie să părăsească mănăstirea. Da? E foarte important să înțelegi adevărul acesta. A doua categorie pe care vreau să o abordez e seara aceasta și pe care categorie pe care sau la care am insistat sau insist un pic pentru că e o categorie extrem de sensibilă, este această fată vânător, da? Femeia vânător. Ea pune mâna pe orice băiat disponibil. Ochii ei sunt ca girofarele în biserică. Nu contează. Purtător de pantaloni și de cravată să fie. În rest, se încadrează perfect în obiectivele ei. Da? Este domnișoara, am numit-o eu, domnișoara Sky. Da? E care nu mai scapi. Orice face. Poți fugi, dar nu te poți ascunde, repet. Problema acestei domnișoare, problema acestei categorii este că nu se respectă pe sine. Am citit mărturia unei tinere, X, nu-i dau numele, avea în campus domnișoara reputația de a se lăsa mângâiată de oricine și oricând. Un băiat a poreclit-o sau a descris-o ca fiind locul public de mângâieri. De ce? De ce? Cum poate ajunge o domnișoară într-o astfel de extremă? Cum poți ajunge într-o astfel de extremă? Dorința acestei fete, spunea autorul pe care l-am citit și care împărtășea cu cititorii această istorie sire, dorința ei cea mai mare era să fie o fată plăcută, populară, importantă. Avea despre sine o părere atât de proastă, în schimb, atât de proastă, încât credea că nu are altă metodă de a fi populară, faimoasă, decât să-și ofere trupul ei, oricărui băiat. Oricărui băiat. Aș vrea în seara aceasta să înțelegi foarte bine că prima categorie este o extremă. Da? Fetele care își doresc neapărat măritișul, dar refuză orice deschidere spre orice contact, spre orice realitate, spre orice relație. Și de cealaltă parte găsim această disperare sau această lipsă de încredere totală în sine, în unele fete, în unele persoane. Fete disperate, disperate, care trăiesc prin alții. Care trăiesc prin alții. O vânătoare, un vânător, da, întotdeauna se va atrage pe sine, da? O fată vânător, în cele din urmă se va alege, ascultă-mă bine, sper că nu ești în această categorie, dar trebuie să împărtășesc cu tine, poate cunoști pe cineva, o fată vânător se va alege într-un final cu un nemernic. Nu cu un om serios. Nu cu un om serios. Da? E foarte important să-ți păstrezi echilibru și să fii un om foarte, foarte, foarte echilibrat. Vorbesc și despre băieți acum, vorbesc și despre fete și pun o mică paranteză în discursul meu. E foarte important să înțelegi că în momentul în care pornești în relație, cum am tot făcut-o și în seriile anterioare, tu nu pornești în relație doar mânat din punct de vedere hormonal.
nu doar hormonal, că tu vrei să cunoști mai mult, tu vrei să descoperi mai multe lucruri, da? Tu vrei să știi cine e persoana de lângă tine, nu doar vrei să trăiești anumite senzații sau trăiri sau împliniri fizice cu persoana de lângă tine, și atunci tu cauți să dezvolți o relație. Pentru asta este foarte important, în primul rând, ca și fată, să-ți pui limite, cât și ca și băiat. Înainte de a-ți stabili o relație, puneți niște limite clare, niște limite foarte clare. Da? Întrebate unele fete de ce au cedat în fața anumitor lucruri și au ajuns în cele din urmă chiar și la sex premarital și alte lucruri. Ele mărturiseau așa: am vrut să-l asigur de dragostea mea. Nu așa îl asigur, domnișoară, de dragostea ta. Am vrut să-l asigur de dragostea mea. Am vrut să mă dăruiesc lui ca să știe sigur că-l iubesc. O, bărbatul nu gândește ca tine aici. Din potrivă, n-ai nicio garanție că vei rămâne cu el după ce faci asta. Fii deșteaptă și zice: vrei, pune-mi un inel în deget și după aia stăm de vorbă. Da? După nuntă. Mi-a fost teamă că nu-l pierd. Din nefericire, stăm de vorbă și cu astfel de cazuri, cu astfel de suflete și persoane distruse emoțional, care ajung într-un astfel de context, din această teamă. Mi-a fost frică să nu-l pierd. Pentru că bărbații, au și ei tehnicile lor. Am scris-o tehnica de aur, am ales tehnica de aur și am ales cea mai proastă replică. Replica cea mai bună pe care o folosesc cu unii dintre băieți și replica cea mai proastă. Replica cu care cele mai multe dintre dumneavoastră sunteți date peste cap este asta: dacă mă iubești cu adevărat, atunci îmi vei permite. Dacă mă iubești cu adevărat, atunci îmi vei permite. Înseamnă că nu mă iubești dacă nu mă lași. Înseamnă că nu ții la mine. Dacă mă iubești cu adevărat, îmi vei permite. Și cea mai proastă replică, și fugiți cât vă țin picioarele de tipii ăștia: fetele stau la coadă ca să întâlnească un tip ca mine. Tu ești o norocoasă. Fugi cât te țin picioarele, frate. Cea mai proastă replică. Da. Mai jos de atât nu se poate. Fugi departe. Respectă-te pe tine însuți. Ai încredere în tine însuți. Ești mult mai mult decât trup. Ești mult mai mult decât exterior. Ai mult mai mult, mult mai mult, mult mai mult. În seara aceasta, atât băieții cât și fetele, toți deopotrivă, aș vrea să privim ce spune Scriptura despre noi, și anume că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi suntem binecuvântați să purtăm chipul lui Dumnezeu, și asta ne dă valoare, asta îți dă valoare. Nu contează că nu știi să cânți, nu contează că n-ai un business, nu contează că nu arăți sau n-ai perfecțiunilor, e foarte important să înțelegi că tu ești valoros, ești valoroasă prin simplu fapt că existi. Prin simplu fapt că existi, prin simplu fapt că porți, prin nașterea din nou chipul lui Dumnezeu în ființa ta, tu ești valoroasă și tu ești valoros. Nu trebuie să demonstrezi nimic, nu trebuie să demonstrezi la nimeni nimic, da? Ești valoros prin ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Prin ceea ce Dumnezeu a pus în tine ești valoros. Da? Aici, în această categorie, intervine disperarea, acea disperare care te determină sau care determină extrem de multe fete, și nu numai fete, dar pentru că vorbim în primul rând în seara aceasta, în direcția aceasta, le determină pe cele mai multe să cadă în această capcană. Am numit capcana aceasta în felul următor și țineți-o minte, vă rog. El oferă dragoste ca să obțină sex, ea oferă sex ca să obțină dragoste. Așa se întâmplă în lumea asta. Resetați-vă valorile, dragii mei tineri, în această seară.
El de cele mai multe ori prefăcut oferă dragoste ca să obțină sex și în disperarea ei, în faptul că se simte neimportantă și nevaloroasă, crezând că tot ce are de oferit este doar o carcasă, doar un trup, fata oferă sex ca să câștige dragoste. E atât de greșit și ăsta e spiritul în care lumea aceasta trăiește. Asta este direcția în care lumea aceasta se duce. Lucruri care se consumă, relații care se consumă, aventuri de o noapte, lucruri de care nu-ți mai aduce aminte niciodată, oameni care se trezesc după noapte de beție, de orgii, se trezesc unul lângă altul și nu știu cine sunt. Nu știu ce caut acolo, nu știu cum au ajuns acolo. De ce? Pentru că există această neîmplinire în interior, această neîmplinire. Tu ești valoroasă, tu ești valoros, tu ești importantă, respectă-te pe tine, respectă-te pe tine. A, această categorie a vânătorului, da? Această categorie a vânătorului, atât în dreptul fetei cât și în dreptul bărbatului, își manifestă și exprimă disperarea și neîmplinirea, insatisfacția pe care o simte. E foarte important să-ți transmit în seara aceasta. Împlinirea ta nu este nicio fată, împlinirea ta nu este niciun băiat. Cine este împlinirea noastră? Cine? Hristos. Amin? Hristos. Dacă nu ești împlinită, dacă nu ești împlinit în Hristos, nu vei putea găsi împlinirea în nimeni. Vei intra neîmplinit în viața de familie, vei crea o familie neîmplinită și vei rămâne un neîmplinit sau o neîmplinită. Împlinirea noastră, împlinirea ta este în Hristos. Nu uita adevărul acesta. Mai am o întrebare aici, pentru că această categorie de vânători au diverse aspecte. M-am mai gândit la o ipoteză. Dacă vine la tine o fată, de exemplu, dacă vine la tine o fată și ți-ar spune că Dumnezeu i-a zis că trebuie să te căsătorești cu ea, ce ai face, dragul meu băiat? Ce? Ai? Foarte bine. Și eu aș fugi cât mă țin picioarele. Fugi! Fugi. E un vânător care a intrat în expresia aceasta disperării. De ce? Pentru că nu poți accepta în viața ta preotese autoproclamate. O profeție trebuie să fie confirmată. Confirmată și în mod deosebit în această situație trebuie să fie confirmată de ambele persoane. Poate pentru unii poate, dintre voi poate e hazlie. Dar am întâlnit fete care s-au măritat în felul acesta. Am întâlnit fete care s-au măritat în felul acesta în momentul în care disperarea atinge cote maxime. Discernământul, rațiunea își pierde din forță. Da? Am un caz concret unei fete pe care o cunosc, care în scurt timp ne anunță pe cercul nostru de prieteni, ne anunță că ea se mărită. Cu cine? Cu un X. Păi îl iubești? A venit cu cineva care a zis că Domnul i-a zis că ea trebuie să fie soția lui. Și tu l-ai crezut? Da. O profeție, o revelație trebuie să fie împărtășită de ambii parteneri. Dumnezeu trebuie să comunice ambilor parteneri. O profeție se... Ce se face cu o profeție? Se cercetează, se verifică, se analizează. Fiți foarte atenți și în direcția aceasta. Ne apropiem încet de final și acum vorbesc despre această femeie echilibrată pe care o menționa Solomon în cartea lui, acest profet, acest extraordinar de frumos proverb, care spune cu alte cuvinte, orice ai da unei femei, ea va îmbunătăți. Femeia va îmbunătăți, femeia înmulțește, femeia sporește. Orice îi dai unei femei, care este o binecuvântare pentru ea și o împlinire pe care o are în Dumnezeu, femeia împlinită în Dumnezeu și femeia care, iată, se teme de Domnul, în partea finală, versetul 30, scoate în evidență care este caracteristica femeii lăudate, o femeie care se teme de Domnul, adică o femeie care trăiește în respect, o femeie care umblă în voia lui Dumnezeu, o femeie de felul acesta, zicea Solomon, este o femeie care reușește să îmbunătățească, să sporească, să binecuvinteze tot ce face în jurul ei. Doamne, binecuvintează toate domnișoarele, toate doamnele cu această calitate în seara asta. Amin. E atât de important, e atât de important. Deci, o femeie, o fată
echilibrată este fata care, dacă vrea să fie găsită, se lasă găsită, se lasă găsită. Adică o fată echilibrată nu se va da la băieți, nu avea această preocupare exagerată, dar nici nu se va ascunde. Pentru că o fată echilibrată, scopul ei în viață nu e doar acela de a se căsători. Ci o fată echilibrată este o fată care se implică activ în lucrări, lucruri pe care le-am scris aici, câteva adevăruri, o care se implică activ, care este extrem de activă în multe lucruri, care se oferă pe ea într-o grămadă de activități, consumă de la ea, iată, citiți cu atenție acasă și treceți încă o dată prin poemul lui Solomon, această femeie binecuvântată care nu ține cont de ea în multe aspecte, care se implică în extrem de multe activități. O fată echilibrată este o fată care studiază, care se dezvoltă în permanență, este naturală, este amuzantă, este jovială, da? Este o persoană plăcută, persoană plăcută. Avem unii dintre noi câte o mutră din aia acră, câte o față acră, în care pur și simplu nici măcar n-ai vrea să îi dai bună ziua unei astfel de persoane. O, am întâlnit astfel de persoane. Pot avea și eu o astfel de față câteodată, dacă mă strădui prea mult, probabil că toți putem avea acolo și știi despre ce vorbesc. O fată echilibrată care vrea să devină partenera unui băiat spiritual în realizarea unei căsătorii, în a parcurge drumul de la 2 la 1, are această calități. Apoi arată în exterior ce are în interior. Frumusețea ei nu este doar fizică. Atracția pe care ea o are pentru băiat nu este doar în modul în care se îmbracă. Ea nu va fi niciodată extrem de senzuală. Ea nu va arăta niciodată prea mult. Ea nu va exagera cu nimic, ci întotdeauna va încerca să transmită și în exterior frumusețea din interior. Tot înțeleptul Solomon spune, mai mult face un nume bun decât un de lemnul de preț. În contextul în care el scrie un de lemnul de preț, însemna cosmeticele vremii. Deci, draga mea, frumusețea interioară este mult mai importantă decât frumusețea exterioară. Nu că asta n-ar conta, dar într-un echilibru, într-o doză echilibrată. Am îndrăsnit să spun și să-ți aduc un mesaj. Primește-l așa. Nu accepta să fii păpușa nimănui. Știi ce face o păpușă? Sau știi care e rolul unei păpușe? Nu spune nimic, tu fii doar frumoasă. Nu accepta o astfel de poziție. Nu accepta o astfel de poziție. Dezvoltă-te, studiază. Este vremea studiului, este vremea dezvoltării, este vremea de a acumula. Fă toate lucrurile astea care să te ajute pentru viață. Învață ce-i place bărbatului de lângă tine. Fii foarte atentă la ce s-a spus și în seara aceasta. Da? Nu uita, bărbații sunt ființe vizuale. Veneam, nu știu de pe unde și în țară radio creștin nu prea găsești tot timpul și noaptea uneori mai ascult orice radio nimeresc, pentru că de foarte multe ori călătoresc singur și cânta o doamnă o cântare, o muzică populară și am surprins două versuri, mi s-au părut foarte tari versurile pe care le-am surprins, te rog să le asculți. Dacă vrei o verighetă, zicea doamna, trebuie să ții dietă. Cam așa ar merge sau cam așa s-ar așeza lucrurile. Bărbații sunt ființe vizuale. Învață treaba asta. Întreabă-l pe fratele tău. Dacă ai harul să ai un frate, întreabă-l, bă, tu ce crezi că i-ar place unui băiat? Cum crezi că i-ar plăcea să mă tun? Cum crezi, care parfum e prea strident? Crezi că machiajul e too much? Întreabă-l. Învață.
Continuă doamna și zice la final, ceea ce nu mi-a plăcut mie deloc în cântecul ăsta: adio dietă, am verietă. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Și la unul zic și la altul. Și la unul și la altul, pentru că întotdeauna spun, familia nu este o destinație. Nu înțelege familia ca o destinație. Scopul meu este să mă mărit, abia aștept să mă mărit. Până atunci mai alerg, fac sport, sunt atentă cu mâncarea, mă aranjez, fac toate celelalte lucruri, până mă mărit. După aia, gata, frate, nu se mai aranjează, mâncă tot timpul, n-are nicio treabă, și el, și ea, n-au loc în pat, unul de altul, și toate celelalte. Nu. Familia este o călătorie, este un drum pe care îl parcurgi, în care cucerești mereu bărbatul de lângă tine, în care cucerești mereu femeia de lângă tine. Amin? Așa trebuie să gândești, așa trebuie să gândesc. Întotdeauna, întotdeauna sunt atent. Cu ce am cucerit o să continue, cu ce m-a cucerit să continue. Întotdeauna, pentru că familia nu este o destinație. Gata, gata, am rezolvat, am verighetă, adio, dietă. Foarte tare, foarte tare. Cântecul, învață, draga mea, nu fi încăpățânat, nu fi încăpățânat, învață, dezvoltă, 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 dezvoltă. În finalul mesajului meu, în finalul mesajului meu, vreau din toată inima să-ți transmit un aspect, un aspect pe care l-am mai menționat așa, aici și acolo, dacă ai fost atentă. Orice s-ar întâmpla în viața ta, și oricât de mult ți se pare uneori că trece timpul, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu fi disperat. Nu fi disperat. Cele mai mari greșeli se fac la disperare. Cele mai mari greșeli se fac la disperare. Pe genul primul venit, primul servit. Nu fi disperată, nu fi disperată. Continuă dezvoltarea ta ca persoană, ca om. Continuă implicarea ta în slujire. Continuă dedicarea. Continuă să studiezi și să te dezvolți în permanență. Fii deschisă în a relaționa cu oricine. Da? Fii deschisă, fii jovială. A fi foarte atentă în modul în care comunici. Da? Nu fi nici disperată, nu fi nici prea călugăriță în sensul în care am folosit termenii, metaforele în seara aceasta. Dar la disperare am întâlnit persoane care au făcut greșeli. Greșeli pe care le trag în continuare. Unele dintre persoanele pe care vi le transmit cu multă durere, cu multă suferință, cu multă greutate. Nu fi disperată. Cunoaște, cunoaște, cunoaște. Dacă ar fi să-ți spun ceva... Frate, care-s lucru, care-i principiu, care-i cuvântul? Că cunoaște, cunoaște, cunoaște. Cât? Cât se poate. Dacă te măriți sau te însori mai devreme de 6 luni, ascultă-mă bine ce zic acum. Ești ori profet, ori ghicitor, ori prost. Cum profet și ghicitor poate nu prea ești, rămâne o singură variantă. Ascultă-mă, sunt foarte, foarte serios. Vei spune și vei... Dar au fost cazuri. Întotdeauna excepțiile, din punctul meu de vedere, întăresc regula. Nu fac regulă. Nu fac regulă. Cunoaște, cunoaște, cunoaște. Interacționează, relaționează. Fii deschis și fii deschisă pentru a crea relații. Uite, ca și aici. Prin harul lui Dumnezeu și al inimii din celor din biserica noastră și a tinerilor care slujesc jos, acolo la subsol, avem un cadru perfect, ideal, în a socializa, în a schimba impresii, profiluri de Facebook, etc. Ce știți voi? Dar cunoaște, cunoaște, cunoaște. Pentru ca să intri în viața de familie, pentru ca să fii gata să începi viața de familie cu un om, cu o persoană care crezi că îți împărtășește lucruri, care crezi că trăiește împreună cu tine idealuri, care crezi că construiește împreună cu tine acest drum frumos în a deveni din doi ca unul. Dumnezeu să vă binecuvinteze.